Un minor care timp de 3 ani a ținut locuitorii din satul Brăviceni, dar și din alte localități din raionul Orhei cu frica în sân, a primit un an de pușcărie. Băiatul este bine cunoscut atât polițiștilor cât și procurorilor din raion, însă până în prezent el nu putea fi tras la răspundere din cauza vârstei. Potrivit forțelor de ordine, în total acesta ar avea la activ cel puțin 25 de infracțiuni. Mai exact, timp de 3 ani de zile, el ar fi figurat ca bănuit în 10 de dosare pornite pe furturi, răpiri de vehicule, jafuri și spargeri de locuințe. În vara anului 2020, pentru a-l monitoriza, polițiștii au decis să instaleze o brățară specială la picior, însă nici asta nu l-a oprit. La scurt timp, el a reușit să o scoată și să își continue infracțiunile. Recent, el însă a compărut pe banca acuzaților și și-a primit sentința pentru furt în proporții deosebit de mari și răpirea unei mașini.